Vrei să faci bani din confortul propriei case? În acest episod vorbim despre faimosul dropshipping. Hei, salut, numele meu este Cristi, bine ai venit pe canalul Bogat, unde discut despre cum să dezvoltăm o atitudine cât mai profitabilă. Dorința mea cu acest canal este să creăm o comunitate de oameni care vor să schimbe România în bine și de unde am putea începe dacă nu de la propriile noastre persoane. Așa că te invit în Clubul Bogat. Dacă dorința ta este să devii propriul tău șef și să lucrezi fie din confortul casei tale, fie din locații exotice din întreaga lume, atunci dropshipping-ul este cu siguranță o opțiune pe care ar trebui să o iei în considerare. Practic, să faci dropshipping înseamnă să-ți conduci propriul magazin online, fără ca tu să ai de fapt vreun stoc fizic. Am creat acest video pentru toți cei care sunt curioși să afle ce este dropshipping-ul și cum funcționează el. După cum vei observa, acesta este un mod viabil de a-ți câștiga existența, iar dacă ești într-adevăr priceput, poți face bani mulți. Dacă te aștepți însă la un proces rapid și ușor prin care să devii bogat, ei bine, trebuie să te dezamăgesc și să-ți spun că nu există așa ceva. Precum ți-am spus și în episodul anterior despre marketing afiliat, dacă te interesează subiectul, vei găsi linkul în descriere sau pe ecran și în acest domeniu vei găsi așa ziși specialiști ce vor încerca să îți vândă un curs făcând să pară că dropshipping-ul este floare la ureche. Unii dintre ei vor spune chiar că poți începe cu investiții zero și ce sună prea bine pentru a fi adevărat, chiar așa e. După cum vom vedea, există dropshipper care au pierdut mulți bani din cauza faptului că au făcut dropshipping într-un mod necorespunzător. Așa că rămâi aici pentru că în continuare îți voi prezenta 15 lucruri pe care ar trebui să le știi despre dropshipping. Să începem cu câteva fundamente ale dropshipping-ului și cum funcționează el. În calitate de dropshipper, tu acționezi ca și un distribuitor al unui sau al mai multor branduri, promovându-le acestora produsele online prin intermediul unui site propriu, fără a investi bani în stocuri fizice. Odată ce generezi vânzări, te ocupi de preluarea lor și transferi datele clienților tăi către fabricantul produselor sau compania care deține acele produse fizic. Aceștia, din urmă, sunt responsabili cu livrarea produselor direct către clienții tăi. Tu setezi prețul, iar diferența dintre prețul tău și prețul furnizorului o bagi în buzunar. Pe scurt, te ocupi de vânzarea produselor furnizorilor în locul lor. În zilele noastre este destul de greu să-ți imaginezi dropshipping-ul fără internet, dar acesta are o istorie care datează dinaintea apariției lui. Modelul de afacere a început în Statele Unite în anii 50, odată cu companiile poștale. Marii comercianți aveau depozite pline de produse pregătite pentru a fi livrate cumpărătorilor, iar companiile de corespondență au avut strălucita idee de a împărți cataloage cu acele produse, desigur cu un adaos comercial care să facă toată treaba asta profitabilă. Practic, acest proces i-a creat pe cei pe care astăzi îi numim dropshipper, deși nimeni nu îi numea astfel în acea perioadă, termenul fiind introdus de-abia în anii 2000. Bineînțeles, astăzi aceștia și-au schimbat modul de abordare, preferând să pună anunțuri pe Facebook decât să trimită cataloage și să lucreze din confortul propriei lor case sau de pe o plajă din Bali. E adevărat că este un model de afacere cu barieră redusă de intrare, dar asta implică și cunoștințe de marketing și web pe care tu ar trebui să le ai. Dacă nu deții astfel de cunoștințe, investiția ta va crește deoarece va trebui să angajezi oameni care să te ajute. Campaniile de marketing de pe Facebook și de pe Instagram costă bani, la fel ca și întreținerea site-ului tău. Totuși, cea mai importantă competență pe care ar trebui să o ai este să echilibrezi costul reclamelor cu venitul generat. Am auzit dropshipper experimentați spunând că ai nevoie de cel puțin 300-400 de dolari pentru început. Eu personal spun că îți trebuie măcar 1000, cert este că îți vor trebui niște bani la început. Cele mai multe dintre produsele vândute de către dropshipper provin din China. Totuși, livrarea produselor din China nu a fost un proces simplu până în 2010, când Alibaba și-a deschis primul magazin online numit AliExpress. De atunci, dropshipperii pot comanda de la producătorii chinezi printr-un proces extrem de simplu, iar dacă AliExpress a devenit furnizorul de produse cel mai utilizat, ca platformă de e-commerce, cea mai folosită la acest proces a devenit în timp Shopify.
Pe Shopify îți creezi propriul magazin online și cu ajutorul unei aplicații numite Oberlo, conexiunea dintre clientul tău și producătorul din China a fost creată. Procesul se automatizează și, în teorie, de fiecare dată când un client comandă pe magazinul tău un produs, furnizorul din China este notificat, iar acesta din urmă va trimite pachetul către client, fără ca tu să trebuiască să faci mare lucru. Dacă ești nou în acest domeniu, poate te întrebi de ce ar cumpăra cineva de la un dropshipper când poate foarte simplu să cumpere direct de pe AliExpress. Și ai dreptate într-o anumită măsură, însă ai uitat câteva puncte cheie. Oamenii devin din ce în ce mai ocupați și nu au timp să caute prin milioanele de produse de pe AliExpress. Valoarea pe care un dropshipper o aduce este să pună în fața publicului potrivit produsul potrivit, de care poate nici el nu știa că are nevoie până la momentul respectiv. Conform cercetărilor de piață, 44% dintre americani au făcut cel puțin o achiziție impulsivă pe internet în ultimile 3 luni. Aceștia sunt oamenii pe care dropshipperii îi caută, iar procentajul este destul de mare. În plus, milenialii și generația Z sunt mult mai predispuși spre acest tip de cumpărături, ceea ce înseamnă că piața crește. Da, dacă lucrezi și ai un talent nativ pentru așa ceva, sunt șanse mari să faci bani serioși. Bineînțeles, experiența în marketing te poate ajuta în această călătorie, însă dacă ești răbdător și studios, poți căpăta această experiență și lucrând. Desigur, odată ce un produs va merge, vei avea nevoie de investitori pentru a putea scala afacerea și acolo este vorba de alte calcule. Nu toți dropshipperii sunt milionari, dar mulți dintre ei câștigă bine sau chiar foarte bine. În cazul în care imaginea pe care ți-ai creat-o despre dropshipping este una roz, îmi pare rău că voi fi nevoit să-ți distrug această fantezie. Conform unor estimări, aproximativ 90% dintre temerari eșuează în prima lună. Acest lucru se întâmplă de obicei din cauza faptului că oamenii devin frustrați că afacerea nu le aduce bani imediat. Cei mai mulți oameni care intră în această afacere o văd ca pe o metodă rapidă de a se îmbogăți. Nu au răbdarea necesară pentru a se educa cum trebuie sau să accepte că banii nu or să vină atât de repede pe cât și-ar dori ei. Trebuie să faci o mulțime de teste cu privire la tipurile de produse și strategiile de marketing care funcționează și care nu funcționează și da, este normal să pierzi bani cu reclame de pe Facebook care de multe ori nu aduc vânzări. Mulți dintre dropshipperi sunt de părere că e chiar necesar să pierzi bani la început pentru a vedea ce funcționează. Amintește-ți, la fel ca orice altă metodă de a face bani, dropshipping-ul necesită răbdare, abilități pe care trebuie să le înveți pe parcurs și, da, bani pe care să-i investești în publicitate. Dacă ești pe punctul de a intra în acest domeniu, probabil te întrebi ce fel de produse ar trebui să vinzi. Ei bine, orice fel de produs poate să-ți aducă profit. Experții sunt de părere că e de preferat să te specializezi pe un anumit tip de nișă, de exemplu decorațiuni moderne pentru casă. Cu cât este nișa mai specifică, cu atât este probabil să funcționeze mai bine, spre exemplu decorațiuni pentru casă moderne cu temă exotică. Părerea mea personală este că poți vinde aproape orice dacă ai unghiul de marketing bun și vizezi publicul țintă potrivit, însă anumite nișe funcționează mai bine decât altele. Produsele noi, produsele speciale sau rare, au șanse mai mari de a deveni profitabile în timp mai scurt. Deci să spunem că găsești un articol decorativ pentru casă care arată bine, dar nu e foarte diferit de celelalte pe care poți să le cumperi în orice alt magazin. Șansele să vinzi vor fi mai mici așa, oamenii vor cumpăra produsele din magazinele pe care le știu fizic în zona lor, pentru că pot vedea produsele în persoană și pentru că pot pleca cu ele în mână dacă și le doresc. Însă dacă produsele sunt unice într-un fel sau altul, precum niște decorațiuni de casă care sunt sub forma unor instrumente muzicale, de exemplu, șansele de vânzare cresc pentru că aceste produse nu se vor găsi foarte ușor în altă parte. Vorbim aici și despre noutăți care ies în evidență și chiar dacă mulți dintre oameni le-ar putea considera ridicole, vei fi mirat să știi că există oameni care le vor dori și care nu vor rata șansa să le cumpere. Experții îi îndeamnă pe cei nou veniți în acest domeniu să găsească nișele care au un volum mare de căutare pe internet, dar competiție scăzută. Cu alte cuvinte, ceva ce publicul caută, însă nu există foarte multe variante.
Simplu, nu? Din propria mea experiență, aceste nișe se găsesc mai ușor atunci când tu ai o anumită problemă și nu găsești o soluție pentru ea, precum niște ciorapi cu încălzire pentru cei care au picioarele reci, o pernă ergonomică pentru cei care au dureri de spate și așa mai departe. Dacă inspirația nu te ajută, mai sunt și alte metode de a găsi nișa potrivită, precum căutări extensive pe Google. Acesta îți oferă informațiile de care ai nevoie, precum căutările unui termen specific sau site-urile care includ acest termen. Folosește această abordare într-un mod efectiv și vei avea un site cu un trafic ridicat și cu mulți cumpărători. Dacă te-ai gândit să pui la vânzare un hanorac cu Star Wars sau cu o prințesă Disney pe magazinul tău online, trebuie să reconsideri această opțiune. Asta dacă nu vrei ca profitul tău să dispară complet după o amendă considerabilă. Acest lucru se poate întâmpla deoarece bunurile comerciale cu marcă înregistrată trebuie vândute prin canale autorizate oficial, iar tu, în calitate de dropshipper, nu te încadrezi în această categorie. Da, dacă folosești AliExpress, trebuie să te aștepți la timpuri de livrare întârziate, de obicei în jur de 2-4 săptămâni pentru majoritatea locațiilor. În acest punct, majoritatea dropshipperilor încep să își compromită afacerea. Aceștia uită să afișeze timpul de livrare real al produselor, iar clienții devin nerăbdători, de multe ori aceștia devenind neîncrezători că vor mai primi acel produs și își cer banii înapoi. Dropshipperii de succes știu cum să comunice acest timp întârziați clienților, încât aceștia să nu își piardă răbdarea sau încrederea și păstrează o linie de comunicare deschisă pentru a-i asigura că produsul va ajunge în final în posesia lor. Majoritatea dropshipperilor folosesc e-packet, prin care le oferă cumpărătorilor un număr de urmărire al pachetului, un fel de AVB, prin care aceștia pot urmări comanda. Poate pare evident, însă o greșeală pe care mulți dropshipperi o fac la început este că nu au verificat dacă furnizorul are stoc suficient. Dacă stocul este insuficient la furnizor, banii din comenzi vor fi returnați clienților, iar banii folosiți în campaniile de reclame pentru captarea acelor vânzări vor fi complet pierduți. În comunitățile de dropshipping, aceste povești sunt destul de comune. Cei mai pricepuți vor căuta un furnizor cu recenzii pozitive, îl vor testa, vor comanda un volum redus pentru început și vor comunica cu aceștia în mod frecvent pentru a consolida o relație de colaborare. Recomandarea e să nu comandați produse care nu au recenzii pe AliExpress, deoarece există posibilitatea ca cumpărătorul să sfârșească prin a le returna, iar tu nu doar că vei rămâne cu produsele, dar va trebui să le dai și banii înapoi. Există diferite tipuri de dropshipping, inclusiv unul de arbitraj. Aici tu urmărești diferențele de preț dintre furnizorii online, în general dintre AliExpress, Amazon, eBay, Walmart. De exemplu, găsești un articol cu $30 pe Amazon care pe eBay se vinde cu 40, astfel tu cumperi produsul de pe Amazon și îl vinzi pe eBay, iar restul rămâne la tine în buzunar. Faptul că afacerea ta de dropshipping nu are rezultatele pe care ți le-ai imaginat nu este o reflexie asupra ta. Există posibilitatea ca nișa pe care ai ales-o să fie suprasaturată, produsul să nu prezinte interes pentru client sau reclamele să fie făcute greșit. Mai există și cazuri în care toate cele menționate să aibă un aport în nereușita afacerii. Ce este important este să îți setezi o țintă și dacă ea nu este atinsă, să îți îndrepți atenția către alt produs sau altă nișă. În dropshipping, viteza de reacție este foarte importantă și din păcate există intenția ca după investirea unei sume de bani și depunerea unui efort să te lași greu desprins de acea idee. Nu trebuie să te atașezi emoțional de un brand pe care l-ai creat și mai degrabă trebuie să testezi cât mai multe produse și idei până când o vei găsi pe cea care îți va schimba complet viața de antreprenor. Cam atât pentru astăzi. Care este experiența ta cu acest domeniu? Lasă-mi un comentariu mai jos. Dacă ți-a fost de folos acest video, dă-i un like și dacă vrei să mai vezi astfel de materiale, abonează-te la canal. Până data viitoare, vă doresc portofele pline și minți agere.